Panică într-un bloc din cartierul Gura Văii din Drobeta, Turnu Severin. O explozie de butelie s-a produs în această dimineață. Un bărbat a fost transportat la spital. La fața locului, pompierii s-au mobilizat cu mai multe autospeciale de stingere pentru lichidarea focului și limitarea pericolului. În urma incendiului, un bărbat a fost transportat la spital cu arsuri de gradul 2. Se pare că accidentul s-a produs în urma neatenției, victima încercând să-și aprindă o țigară în cameră, fiind acumulări de gaze de la o butelie deschisă. Am auzit o bubuitură, eram aici și afară și veni un vecin care plecă la muncă, spusă că miroase gaze de butelie, ne dusărăm pe hol să ne uităm. O bubuitură, am camera copilului al mare lipit de peretele lui. De suflu ăla, prima dată mi-a deschis ușa de la camera copilului, l-am luat pe al mic de mână și am ieșit afară. Apartamentul în care au pornit flăcările este distrus în mare parte. În urma suflului puternic a fost distrusă și ușa apartamentului. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit în cartierul Gura Văii cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, ambulanță Smurd și o autospecială de primă cercetare CBRN, la o explozie urmată de incendiu. În urma exploziei au rezultat două victime, una cu arsuri transportată la UPU de către Smurd, una cu traumă. A fost evaluată medical de către Serviciul Județean de Ambulanță, a refuzat transportul la UPU, a rămas la fața locului. În urma anchetei pompierilor se vor stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea acestui incident. Rudele victimei acuză vecinii de dezinformare, afirmând faptul că totul a fost un accident. E adevărat că exista niște probleme familiare, dar departe gândul de a se sinucide omul ăsta. Omul ăsta e cu mama mea împreună, ne-a crescut de mici, au 20 de ani împreună, omul a vrut să-și aprindă o țigare la aragaz, nu avea brichetă, chibrit și asta a fost să se întâmple. A lăsat butelia deschisă, a lăsat aragazul deschis, e normal să fie dita mai deflagrația. Tragem un semnal de alarmă cu privire la neglijența oamenilor care lasă buteriile deschise, iar acumulările de gaze și exploziile provenite în urma acesteia sunt principalele cauze care pun în pericol viața celor care locuiesc în apartamente.